11:36, ascultați Radio România Actualități, iar astăzi prin Clubul Prietenilor de la 10, de altfel cam fiecare vineri. Din banii ce au tot fost și cred că din cei care tot vor veni, vă invităm să trecem și prin lumea filmului. Ce drept, astăzi nu am povestit un pic despre premiere, dar vorbim astăzi despre film alături de actorul, regizorul și producătorul de film Dan Schlanger. Bun venit în Clubul Prietenilor de la 10! Mulțumesc frumos! Bine v-am găsit, la mulți ani, în primul rând, un an bun și să dea Dumnezeu să fie din ce în ce mai mulți ascultători pentru România Actualități. Mulțumim foarte mult! Ați adus așa o atmosferă, sau ați făcut ca să fie atmosferă tonică, prietenoasă, cu bucurie. Mi-a plăcut când ați spus chiar înainte de a intra în direct, pe mine este foarte greu să mă scoateți din priză. Așa că suntem convinși că vor fi aproape 20 de minute interesante. Asta e prima dezamăgire, numai 20 de minute. Păcate, da. Dar nu e nicio problemă, că vă putem să facem schimb de locuri. Ok, nu vreau să-l... Faceți atât de bine ceea ce faceți, încât eu nu vreau să vă iau locul. Stați o clipă. Cum arată, de fapt, viața dumneavoastră? Merită să ne trăim viețile unii altora? Eu cred că nu există nimic mai frumos, nu există un alt cadou mai frumos pe care îl avem decât viața. Cât ne plângem și cât fiecare lucru ni se pare, bă că e mai rău, bă că e mai bun, dar una peste alta este cel mai frumos cadou pe care îl avem. Așa este. Și la dumneavoastră în viață cum e? Bine? La mine în viață e foarte bine atâta timp cât mă scol de dimineață, mă uit că e soare sau câteodată mai puțin soare, dar în mintea mea e soare, pentru că la un moment dat noi hotărâm cum ne este în viață. Corect. Putem să ne lăsăm la fiecare pas influențați. Cineva poate să ne zică, vai, dar n-arăs bine, sau cineva, vai, de te-ai îngrășat, te-ai slăbit. Cel mai important e cum te simți tu cu tine. Una peste alta, din păcate, eu cred că noi ne lăsăm mult prea mult influențați de cei din jurul nostru. Nu, e clar, trebuie să vă mai chemăm. Mai vin. Dar nu, asta nu înseamnă că trebuie să trăim pe o insulă, asta nu înseamnă că trebuie să ne izolăm, asta nu înseamnă că noi suntem... Dar una peste alta, noi suntem cel mai important avut pe care l-avem. Pentru că noi reușim să-i facem pe cei din jurul nostru fericiți. Și câteodată ăsta e lucrul cel mai frumos care mi se întâmplă mie, de exemplu, că mă întrebai de viața mea. Da. Când văd pe cineva trist și reușesc să-i pun un zâmbet pe față, câteodată glumele mele sigur nu sunt cele mai bune. Câteodată fac greșel, I'm not politically correct, ceea ce se cheamă. Dar încerc măcar, încerc să-i dau fiecăruia un motiv să vadă viața și din altă perspectivă. Pentru că dacă te uiți totdeauna ceea ce e negru, ceea ce e trist, ceea ce îți lipsește, n-ai să ajungi niciodată nicăieri. Și acum ne întoarcem, că plecasem de la ideea de festival, de film. Unul dintre motivele pentru care eu m-am apucat de acest festival și pentru care vreau să-l continui este, eu vreau să găsesc ceea ce avem în comun noi toți. Nu ceea ce ne separă, pentru că dacă ne luăm pe fiecare în parte, avem un milion de lucruri care ne separă, modul de a gândi, modul de a arăta, gustul, dar există și câteva lucruri pe care noi le avem în comun. Lucruri care ne unesc. Lucruri pe care ne unesc. Și atunci, de ce să nu căutăm aceste lucruri care ne unesc? De ce să nu încercăm să punem fiecare bucățică de lucru care ne unește și atunci poate bunul ăsta se face mai mare. Apropo de asta, am o întrebare, ca să-ți lămurească un pic filozofia mea de viață. Corect, da. Mie îmi place să gătesc. Da. Și am învățat cum se repară maioneza. Câteodată, din păcate, maioneza se strică, da? Da. E, cam așa văd eu și societatea. Câteodată are momente când se strică, așa. Sunt mai mulți oameni cu idei mai rele, mai... E, maioneza se repară în felul următor. Se ia din maioneza stricată într-un colț al castronului, se pune peste ea puțin ulei și încep să o amesteci și încet, încet maioneza aia proastă se transformă în maioneză bună. Și mai iei din aia proastă și o pui peste asta bună și o mai amesteci și încet, încet asta bună devine din ce în ce mai multă și devine o masă critică care înghite maioneza proastă. Foarte frumoasă această comparație, să știți că și cu un gălbenuș de outare se mai... Absolut. Păi azi, dacă maioneza, fiecare reușim să ne găsim gălbenușul și să reparăm ceea ce se poate repara din maioneza stricată, eu cred că fiecare dintre noi ne-am făcut datoria. Nu poți să schimbi fiecare dintre noi, într-adevăr, poate nu avem puterea să schimbăm totul, dar dacă fiecare dintre noi schimbăm bucățica aia mică pe care putem să o schimbăm noi, dacă în fiecare dimineață ne
gândim la ceva care să ne facă nouă plăcere, care poate să facă și celorlalți plăcere. Prin această comparație, știți ce ați făcut? Toate doamnele care sunt în bucătărie și care se vor apuca la un moment dat să gătească și vor face maioneză... Îmi vor da telefon. Ar fi bine, sau ar trebui să se gândească, eu așa o să fac, inevitabil mi-am asociat numele dumneavoastră cu maioneza pe care o pregătesc în bucătărie, să se gândească la toate aceste lucruri pe care dumneavoastră le-a spus ceva mai devreme, dincolo de glumă, până la urmă rămâne sensul. Absolut. Gluma de care trebuie să fim atenți. Bineînțeles, dar eu cred că orice lucru, cât ar fi el de serios, e mult mai ușor de trecut. Cu zâmbetul pe buze. Cu zâmbetul pe buze, bineînțeles. Pentru că ai o altă energie în tine. Există, eu am trăit destul de multă vreme și în alte țări. Și când întreb pe cineva ce faci, totdeauna răspunsul este extraordinar. Nu, nu toți o duc extraordinar. Dar ce-i ajută omul ăia să-ți spună ție, vezi, uite, azi mi s-a întâmplat asta și asta și asta și asta și asta și asta și îți spune pe tine toată greutatea problemelor lui. Dacă el încearcă întâi lui să-și facă viața mai frumoasă, zic că ok, am problemele astea, dar viața e frumoasă. Dar există un motiv pentru care eu m-am sculat astăzi și merg înainte. Ori asta cred că este motto-ul nostru al tuturor. Trebuie să avem acel ceva care să ne ajute să mergem înainte zâmbind. Pentru că altfel e foarte greu. Care este numărul dumneavoastră de telefon? Oh my God. Nu de altfel. Sunt convinsă că atunci când oamenii sunt triști, ar trebui să se gândească, dacă nu o să vă sune, să gândească la ceea ce spuneți dumneavoastră. Eu mă uit la Ionuț, pare ușor trist, vi se pare? Nu, Ionuț, mi se pare că e foarte tăcut, atent, tăcut, și zice, deci zâmbetă. El e partea mai profundă a emisiunii. Este gânditorul din colț. Da, este. Am spus actor, regizor și producător de film. De-abia așteaptă să vă întrebe ceva din lumea filmului. Al Bucharest Jewish Film Festival, că tot aminteam despre festival și că mergem mai departe cu acest festival. Dar am spus în ordine corectă, actor, regizor, producător de film. Da, eu știu, eu cred că fiecare dintre noi, indiferent ce facem, suntem la un moment dat actor, regizor sau producător, nu neapărat de film, suntem producători de viață, suntem producători de orice. Pentru că în clipa în care te scoli dimineața și cineva îmi spunea, fac o paranteză, cineva îmi spunea că cel mai greu lucru este să ai musafir care să stea la tine acasă. Și am întrebat de ce. Zice, pentru că trebuie să te scoli dimineața zâmbind. Și e foarte adevărat, câteodată n-ai chef, dar faptul că reușești să pui zâmbetul pe față, să-ți continui ziua zâmbind, e partea noastră de actorie până la urmă. Deci fiecare dintre noi jucăm într-un fel sau altul un anumit rol. Unii încearcă să joace rolul de om, alții încearcă, mă rog, fiecare încearcă să joace altceva. Pe urmă, fiecare dintre noi încercăm câteodată să-l convingem pe cel de lângă noi să facă ceva. Asta e partea noastră de regie. Și fiecare dintre noi producem ceva în mediul lui, în ceea ce face. Deci fiecare dintre noi, până la urmă, eu nu sunt o excepție. Fiecare suntem în felul nostru actor, regizor, producător, dar fiecare în altceva. Corect. Și atunci ce satisfacție oferă rolul, măcar, de actor și cel de producător? În primul rând, rolul de actor, eu nu m-am considerat actor. Atâta timp cât nu mai apar pe scenă de atâția ani, nu mă consider actor, îmi place să joc, mă simt atras, simt scena, simt ecranul, simt actorii cum joacă. În calitatea de producător stai la filmare, stai la repetiție, deci vezi, ești acolo tot timpul, dar nu mai faci tu. Dar eu pot să mă transpun în pielea celui care o face, să fiu acolo, să știu ce simte el și pe undeva, eu consider că am avut poate mai mult succes într-un anumit domeniu pentru că reușeam să înțeleg ce simte omul ăla. Adică fiind un producător care a fost actor, știam prin ce trec actorii. Știam ce simt actorii când se prezintă la un casting. Știam ce înseamnă tensiunea aia, cum te arde și dorința. Și atunci, dacă tu l-ajuți să treacă peste acest moment, îl faci să scoată din el ceea ce are cel mai bun. Ori asta îmi aduce mie actoria, faptul că știu prin ce trece el. Același lucru cu regizorul. Pentru că și regizorul are momentele lui de frică, momentele lui de nesiguranță, deși sunt regizori extraordinar de buni. Dar și eu aceste momente câteodată. Tu fiind cândva regizor, le-ai avut tu. Și atunci tu știi prin ce trece el. Problema e când ești producător, e o lume foarte ciudată.
Pentru că dacă filmul e un mare succes, a avut actor bun, a avut regizor bun, a avut scenograf, totul a fost superb. Dacă filmul e prost, a fost un producător execrabil. De obicei, la filmul prost e singur. Când filmul e bun, ai foarte mulți parteneri. Asta e o glumă, pentru că partenerii sunt tot timpul cu tine și sunt acolo. Dar pe undeva a fi producător are o încărcătură puțin diferită. Pentru că trebuie să știi câte puțin din fiecare. Trebuie să înțelegi, nu puțin, trebuie să știi foarte mult de fapt din fiecare. Și trebuie să înțelegi ce se întâmplă în sufletul oamenilor. Trebuie să le înțelegi necesitățile, ego-urile câteodată și faptul că de fapt fiecare vrea să-și dea ce are ce-i mai bun în el. Ați încheiat de tot capitolul actorie? Never say never. Niciodată să spun niciodată. Pentru că uite, acum am jucat rolul președintului festivalului de film. A fost un rol nou în viața mea. Și v-a plăcut? Da, mi-a plăcut. Vi pentru se potrivește? Că, nu știu, vezi, încă o dată, nu știu ce înseamnă ți se potrivește. Adică te simți bine în rolul respectiv. Așa cred eu, așa da. Percep ca un consumator de film. Perfect, atunci am să-ți răspund cu o întrebare. Atunci aveți cumva un post liber de musafir la emisiunea voastră, pentru că mă simt extraordinar de bine aici. Și atunci mi-aș dori să fac rolul ăsta foarte multă vreme. Se rezolvă. E o plăcere. Asta mai lipsea. Și mă pentru noi. Când mai aud că la voi se și cânta îmi plac și de asta zic bine că nu trebuie să și cânt. Eu nu vorbim. Dar spuneți-mi, cum ați ajuns să trăiți în alte țări, așa cum ziceați ceva mai devreme? Oh, viața e ciudată. La un moment dat te trezești plecând. Eu am plecat din România în 1985, prima oară. Înainte? Era pe vremea comuniștilor? Era pe vremea comuniștilor. Bine, nu era un secret pentru nimeni de ce cineva ar fi plecat pe vremea comuniștilor. Da. Dar după aia simți nevoia de progres. Și eu consider că sunt diverse școli de gândire. Unii oameni sunt foarte atașați de rădăcinile lor, de faptul că aparțin unui loc și sunt foarte legați și asta le dă sevă și le dă adâncime și le dă profunzime. Alți oameni au nevoie de mișcare, au nevoie de cunoaștere, de a se descoperi lucruri noi și de a înțelege lucrurile din alt punct de vedere. Probabil că am făcut parte din categoria celor care au avut nevoie tot timpul să descopere ceva nou. Și ce țări ați ales? Păi am plecat în Israel, unde am stat 15 ani, după care am plecat în Canada, la Vancouver, și specific Vancouver, Canada, pentru că să locuiești în Vancouver este cu totul altceva decât să locuiești în Toronto, care este și climatic, și ca mentalitate, și ca totul, sunt aproape țări diferite. După care am avut un birou la Los Angeles, la Hollywood, unde am lucrat, și tot așa înainte și înapoi de toate țările astea și acum mai mult în România, a doua oară cum ar veni, adică se închide, eu cred în cercurile care se închid la un moment dat și profesional și în viață. Asta nu înseamnă că mă apropii de sfârșitul, e că mai poate să existe mai multe cercuri concentrice, dar totdeauna e bine să-ți închizi cercurile, știi? Și atunci ai o satisfacție că vezi cercul are cea mai perfectă formă și atunci toată dorința noastră este să ne apropia la un cerc. Vreți să vă citesc ce scriu oamenii pe Facebook? Da. Laurențiu ne spune, bradul din studio este uscat, ar trebui să-l dați la reciclare. Absolut. Mi se pare că este. Mie mi se pare că eu totdeauna cineva te se uită la mânunte. Îl cunosc pe invitatul dumneavoastră. Vă salut din Anglia. Sunt altcineva ne salută. Sunt ascultătorii noștri pentru că trebuie să le spunem, să le reamintim că noi transmitem întâlnirea cu fiecare invitat pe pagina de Facebook România Actualități. Și mă uit acum la Ionut, sunt convinsă că are o altă întrebare. Nu, eu mă gândeam acum, da? De ce nu m-am gândit eu acum să-i spun fiicei mele să se uite, să mă vadă pe Facebook? Dar să știți că suntem și pe site-ul nostru www.romaniaactualitati.ro. Absolut, eu am spus să se uită. Nu, glumesc. Copiii mei, noi avem o familie foarte unită, avem 4 copii și... Să vă trăiască, mulțumesc, să vă bucurați de ei. Și câteodată e foarte greu, apropo de motivații și de lucruri de astea, că te uiți la ei cum reușesc fiecare în viață și nu vrei să rămâi în urmă. Și e o competiție destul de grea, pentru că totuși ei au între 20 și 30 de ani, știi? Și eu am mai trecut vârsta asta și trebuie să ții pasul cu ei, pentru că ei învață lucruri noi, se dezvoltă, au firmele lor și
nevoia asta de a vorbi cu ei este constantă și nevoia de a le da sfaturi e constantă, dar îți dai seama la un moment dat că tu trebuie să faci un efort atât de mare să înțelegi în primul rând ce fac ei, pentru că ei trăiesc într-o zonă nouă de new media, de social media, de economie, de... Și zici, stai puțin, trebuie să fac ceva să corespund, să ajung și eu la nivelul lor, adică și asta e o motivație. Da, așa este. Și cum sunt primite de publicul din Occident filmele documentare? Trebuie să vă fac o mărturisire. Eu am refuzat să fiu catalogat. Adică, în principiu, marea majoritate a producătorilor se specializează pe ceva. Unul e specialist în documentare, filme artistice, seriale, televiziune, commercials, tot felul de... Eu am fost foarte consecvent cu mine însumi. Niciodată n-am făcut de mai multe ori același lucru, pentru că am simțit nevoia de nou. Și atunci am făcut foarte multe documentare, pentru că documentarele, apropo de ce ai plecat, curiozitatea este un lucru care te mână în viață și eu cred că una dintre cele mai importante calități pe care un om trebuie să le aibă în ziua de astăzi este curiozitatea. Mult mai important decât multe alte lucruri. Poți să ajungi oriunde mai ușor dacă ești curios, pentru că ai motorul, ai locomotiva care te trage. Ori documentarele erau cumva în mine. Eram curios, vreau să știu cum s-au întâmplat lucrurile, de ce s-au întâmplat, cum se explică. Și vorbești cu oameni care, fiind documentarist, se uită în ochii tăi și spun: eu am fost acolo, eu am făcut asta. De la Holocaust până la sportiv de performanță, în cele mai diverse domenii. Când faci film artistic, e cu tot o altă stare, cu totul alt fel de a privi realitatea din fața ta. Ori tocmai această schimbare, puteam să termin de produs un documentar, făceam un serial de 12 episoade, după care făceam un film artistic și iar mă întorceam la un documentar. Adică erau lucruri care am reușit și am avut un noroc, nu pot să-l numesc altfel, să pot să fac majoritatea timpului lucruri pe care mi-am dorit să le fac. Am făcut și lucruri pe care trebuie să le faci, pentru că ai o familie și de întreținut și așa mai departe. Dar am reușit să fac și foarte multe lucruri care mi-au plăcut. Eu aș vrea să mai citesc câteva mesaje de asta pe Facebook. Asta chiar este un lucru extraordinar interesant pentru mine, o experiență nouă. Uitați, Laurențiu spune: astăzi este ziua mea de naștere și dumneavoastră mi-ați oferit acest cadou frumos. Laurențiu, vreau să spun sincer, nu știu cine ești în clipa asta, dar vreau să spun că tu mi-ai făcut, în primul rând, România Actualități mi-a făcut un cadou superb de început de an. Am început anul cu dreptul fiind cu voi aici în studio și chiar mă simt privilegiat și cred că este o onoare și vă mulțumesc pentru ea. Noi mulțumim și ne bucurăm de prezența dumneavoastră, dar sunteți singurul invitat care primesc asemenea mesaje, să fiți cadou. Nu, eu cred că n-a funcționat pagina de dialoguri, pentru că nu există, aveți niște oaspeți de fiecare dată extraordinar de interesant. Și... Oricum încercăm într-un fel să aducem valori adevărate ale României. Și e o bucurie și pentru noi și suntem convinși că și pentru cei care ne urmăresc. Și tot continuând cu gluma, ne mai scrie o ascultătoare că și eu atunci când voi pregăti maioneza o să-mi amintesc de dar să știți că e foarte adevărat de treaba asta. Lăsând la o parte gluma cu maioneza, dar e foarte adevărat. Dacă, uite, acum în timpul festivalului am prezentat niște filme și la un moment dat a venit cineva la un film, la unul dintre filmele pe care le-am prezentat și respira foarte greu, avea ochii în lacrimi și spune: eu n-am știut niciodată lucrurile astea. Eu am reușit să trag un om dintr-o masă, să-l aduc într-un loc în care el nu fusese. Omul ăsta va aduce și el alți oameni acolo. Adică ăsta e felul în care se propagă, se dezvoltă ceva bun. Când fiecare dintre noi se scoală și zice: băi, mie mi-a plăcut, vino și tu să vezi, vino și tu, Ionuț, veniți, hai să facem, așa se creează lucru bun. Atunci, ca un producător de film, dar și ca un bun cunoscător al acestei industrie, ați cunoscut destul de mulți actori de prestigiu internațional. Ce credeți că le aduce lor succesul? Succesul acestor repere cinematografice până la urmă. Un film bun, talentul, norocul, multă muncă. Regizorul, producătorul. În primul rând era o vorbă foarte veche, după vremea când m-am apucat eu de teatru, zice: domne, teatru înseamnă un gram de talent și 99 de grade de muncă. Acum,
nu vreau să zic la sfârșit de carieră, totdeauna eu m-am considerat o tânără speranță. Eu cred că există în primul rând în actor ceea ce se numește star power. Și asta este ceva care, încă o dată, sper să nu calc pe bătăturile nimănui, dar eu cred că ăsta este un lucru cu care te și naști. Norocul este o bucată însemnată din carieră, la foarte mulți oameni, munca este foarte importantă, dar eu cred că combinația asta dintre noroc, muncă, pentru că degeaba ai noroc dacă n-ai ce să aduci la masă. Acum, deci un dat. Deci trebuie să ai, dar degeaba ai talentul, degeaba ai dăruirea, degeaba ai totul, dacă n-ai norocul să te găsești la momentul respectiv în locul potrivit. Pentru că sunt, acum e o glumă iarăși în Los Angeles, că jumătate din ospătarii de la restaurantele din Los Angeles sunt actori, pentru că cealaltă jumătate sunt scenariști. Dar nu e, sigur, e exagerat și e o glumă, bineînțeles. Dar sunt atât de mulți actori talentați care n-au avut norocul să treacă pe strada care trebuia în momentul în care trebuia. Ori asta face parte din norocul de a fi unde ești. Dar bineînțeles, plecând de la ideea că toți oamenii despre care vorbim au un talent care este incontestabil. Dar deasupra talentului mai este și bucățica aia de noroc, fără de care e foarte greu. Și ultima întrebare de final scurtă pentru 2019, care este filmul care e musai să-l vedeți? Sau nu ți-a apucat pe cel din 2018 să-l vedeți? Vreau să-mi ceva. Din păcate, trebuie să răspund. Eu nu pot să dau un răspuns scurt de film, pentru că lucrând în meseria asta, vezi atât de multe filme, fără să vrei. Citești scenarii, pentru că pentru mine a citi un scenariu de cele mai multe este echivalent 15 secunde, sunt atât de multe încât mi-ar lua o zi jumate numai să vă enumăr ce vreau să văd. Am înțeles. Vă mulțumim, vă îmbrățișăm și vă așteptăm, să știți, și data viitoare. Prometre se noblă, tenire se burjoa. Vom veni și ne vom vedea aici cu toată dragostea. Dureri în gât? Încearcă Salvia Sept Acut, care ameliorează durerea calmând iritația gâtului. În plus, nanoparticulele de argint reduc dezvoltarea microorganismelor de la nivelul mucoasei gâtului. Salvia Sept ține durerii piept. Probleme cu constipația? Încearcă